Salutare prietenași, salutare și bine v-am regăsit la un nou replay. În episodul de astăzi îl avem pe Lazar, care a jucat cu Caro 45T. Tănculețul ăsta care mare parte dintre voi cred că l-ați obținut sau cel puțin urmează să îl obțineți de la misiunile de la turul datoriei. Un tank în mare parte care probabil că mulți l-ați jucat și v-ați dat seama cam ce poate. Un tank destul de bun, zic eu, pe partea de turelă. Ceea ce și Lazar cred că în acest match asta va face. Dacă ales să vină aici pe flancul stâng. Mai mult ca sigur vrea să joace la turelă aici și să pună în evidență partea bună a tankului. Aici a urcat și Udesu, este prezent și el acolo, și Udesu folosindu-se la fel de armură și de inclinația elevație pe care are Ganu. MCCY, la fel și el, prezent aici tot pentru partea asta. VZ-55, AMX, aici și un S-Conqueror. De obicei aici vin tankuri care se pot folosi de turelă. Și poți să își folosească turela pentru a da cât mai mult damage aici. Lazar aici este ajutat și de S-Conqueror. În același fel, în spate, mai are câteva tankuri acolo, FV-ul, PZ-ul a rămas acolo. Nu s-a dus la Heavy, Leopardul în spate și Artillery. Pentru început, Lazar și reține aici un pic echipa pentru a putea trage și cei din spate. În schimb, S-Conqueror a ales o parte proastă acolo. S-a blocat între stânci și în momentul de față el nu mai poate să dea nici înapoi, nici înainte și încasează acolo shot după shot. Deci va fi un damage fain de făcut acolo pentru Lazar. Așteaptă să încarce, dar s-a dus din spate și l-a împins M5Y. L-a ajutat să dea jos de acolo pentru că altfel era carne de tun. Ca și muniție, Lazar folosește muniția Gold. Sincer și eu, Caro, doar cu Gold îl folosesc pentru că e destul de ciudat tunul, să zic așa, pentru muniția normală, pentru AP. Folosesc Gold pentru a fi sigur de fiecare shot pe care îl trag. Câteva chestii de reținut pentru Caro. Ultimul shot sau ultimul proiectil doar la nevoie îl tragi. De obicei ai un reload mai bun dacă nu tragi acel proiectil, îți lași un proiectil pe țeavă, de altfel tipic tankurilor italiene. Acest mecanism de reload cu un ultim proiectil păstrat merge și la italieni și la ruși pentru cele cu double gun. În continuare, Lazar ține destul de bine aici, foarte bine poziționat Lazar aici, după cum vedeți toată echipa rămâne acolo, nu face push-ul nimeni. Foarte bine, în schimb, și heavy-le, 60 TP-uri și S-Conqueror nu ies la bătaie acolo ca să încaseze shoturi, rămân la partea de turelă. Și astfel dând posibilitatea echipei adverse să urce și să poată fi loviți de către suportul din spate. PZ-ul a încasat foarte multe shoturi acolo pe bază, aproape că e la garaj. M5Y cred că acolo poziționat destul de prost pentru că în poziția în care stă Caro aici poate fi lovit frumos acolo. Se încearcă și de o parte și de cealaltă cât mai mult spot și cu suport din spate, mai mult ca sigur și aici va fi ceva suport în partea echipe adverse. Artileria cu siguranță este acolo în spate și am văzut că a tras de câteva ori. Dar și sunt aici câteva tankuri aproape de garaj, pentru că mai au câte două shoturi. Rămâne să vedem cum vor tranșa băieții meciul ăsta. Lazar a reușit până cu 2700 damage, deci a ciupit foarte bine de aici. Îl pedepsește și pe Conqueror acolo. Shot după shot, turela rezistă foarte bine la Caro, foarte bun pe turelă tănculețul. Și încercați de fiecare dată când jucați cu el să-l folosiți în felul ăsta. Încercați să vă folosiți de fiecare tank în parte pe punctele forte ale tankului. Fiecare turelă bună, fiecare elevație pe tun, fiecare, nu știu, mobilitate bună. Încercați să folosiți fiecare structură de genul.
Și în felul ăsta puteți să vă asigurați atât damage-ul cât și în mare parte victoria. Lazar a schimbat un pic poziția de acolo, a venit pe flancul ăsta pentru a-i lăsa un pic, probabil să intre tankurile aici pe groapă. 60 TP-ul acolo este ținta celor două tankuri, AMX și 60 TP-ul inamic. AMX-ul a căzut și el acolo, a căzut și S Conqueror. Lazar face un pic defense în spate pentru a-și lua cover. Și în felul ăsta se poate să dea suport pentru 60 TP. 60 TP-ul trebuie să vină de mult de acolo, să nu rămână în spate. Trebuie să facă relocarea odată cu Caro. Foarte importante și aceste ruperi de rid. De fiecare dată când ai un coechipier care se retrage, nu mai rămâne singur acolo pentru un casat. Te retragi și tu cu el. Uite, în felul ăsta Lazar a trebuit să vină din nou aici și să-i dea suport 60 TP-ului. Și în felul ăsta se relochează în poziția ofensivă. Aici mai rămânând doar VZ-55, parcă el rămăsese singur aici. Da, VZ-ul este aici. Urcă și 60 TP-ul acum cu suport. Lazar vede artileria, o scoate foarte bine shot-ul pe artilerie. Aici o șenilă cu damage și lui VZ-55. Încă două boabe pe țeavă, din nou șenilă cu damage. Și încă o șenilă cu damage, deci VZ-ul cred că a vorbit despre Domnul nostru Iisus Hristos aici. Parscă. Dar fain lovit acolo, fain pleznit. Chiar dacă a tras, ați văzut aici, a tras și ultimul shot, l-a tras pentru a-i da cât mai mult damage VZ-ului, pentru a-l lăsa one shot. Și aici cu un singur shot, atenție, cu un singur shot îl scoate pe VZ. Astea sunt momentele cheie când trebuie să tragi și ultimul proiectil de pe genul ăsta de tankuri. Atunci când știi sigur că vei scoate tankul sau vei participa la un posibil suport ca să fie scos un inamic, da, atunci se merită să tragi ultimul proiectil. Dacă nu, rămâi cu el să pățeavă pentru a încărca celelalte trei proiectile cât mai rapid. Centurion AX-ul acolo se retrage în spate, Lazar îl focusează foarte frumos acolo, un shot. Aici cred că PZ-ul, în flancul lui Lazar, PZ-ul a avut cea mai proastă alegere acolo, să rămână pe bază și a încasat aproape tot HP-ul pe bază, în poziție de snipe, fără să poată să ajute mult echipa. Acum urcă sus aici odată cu FV-ul, dar va fi inutil, 60 TP-ul a fost scos, va rămâne doar în mâna lui Lazar aici meciul și în același fel să și facă meciul decisiv aici. Mai mult ca sigur va exista aici ceva tank, pentru că nu mai ies tankurile la număr. Un centurion e acolo în spate, dar nu știu, un leopard, uite cât e de sus aici. Leopardul lipsea de pe lista acolo, venise deja orașul peste bază. Aici intră Lazar, la fel le trage ultimul shot de pe țeavă, dar îl trage foarte bine pe șenilă acolo pentru leopard. Leopardul încasează shoturi. Și la fel va trage shotul decisiv. Un match super bun, super fain făcut aici de Lazar. Mi-a plăcut mult cum a folosit tankul pe poziția de și de scout, dar și de suport, cât și de push. Deci a făcut toate cele trei categorii într-un singur match pe un singur flank. Foarte frumos, bine jucat. Felicitări, Lazar.